44. Și ori 25. Deci 144 ori 25. Chiar așa spuneam. 144 ori 25. Și când se împarte aici ca să amplificăm, cât amplificat? Cu 140. Nu. Cu 100? 44. 144, da? Că 3 la 2, 5 la 2 este prins. Deci, 144 ori 25, ai spus, da? Da. Și 144 ori 25 se împarte la... De ce avem noi 5 la 2 l-am luat, 3 la 2 l-am luat și 2 la 4, da? 3 la 2, 5 la 2 și 4 la 2. Și 225 este 3 la 2 ori 5 la 2. Și trebuie să amplificăm cu 4 la 2, adică cu 16. Deci aici amplificăm cu 16. Da. Din coace amplificăm cu cât? Cu 25. Deci cu 144 cu 25, da? Da? Și iată cât dă și ieșițul, echivalent va spune că 16 r pătrat plus 25 r pătrat supra număr mare. Așa. Numărul acesta, 144 ori 25, da? 144 ori 25 și este egal mai departe cu... Până acum 124 ori 25. Deci face cât? Și egal cu 164, da? 164. Și este echivalent, cu a spune că 25 cu 16, cât de al de pătrat fac 41, nu? 41 de pătrat este egal cu 164 ori 144 ori 25. 164 cred că se împarte la 41. Da. Și vine că îmi simplificăm și rămâne aici 40 și... E 4 ori. E 4 ori. Da, 4 de 4 ori, da. Și vine că R pătrat egal cu 4 ori 144 ori 25. Păi 144 ori 25 mi-a dat 3500. Dar nu trebuie să mulțesc. Zic că R pătrat egal cu 2 la a doua ori 12 la a doua ori 25 ori 5 la a doua. Da? Adică R la a doua este egal cu 2 ori 12 ori 5. 2 ori 12 ori 5, totul la a doua. Adică R simplu egal cu 2 ori 12 ori 5, cât face? 120. 120, da? 120. Și dacă știi pe R, mă duc în egalitate și locuiesc. Deci, A egal cu R supra 15. B egal cu R supra 12. C egal cu R supra 10. C egal 12, B egal 10. Deci totul este la îndemână, da? Și A e de calculare. Deci de aici încolo totul este foarte clar. Deci ce ai înțeles tu aici? Când ți se dau numărul de egaluri, 3, le poți afla concret. Da. Dacă aici nu era inspirat să notezi cu R, lucrul mergea mai greu. Da. Notând cu R, ai făcut toată treaba la îndemână și a fost foarte, foarte simplu, da? Deci ce am clarificat noi azi? Ce poți să-mi spui prietenii noștri? Păi am acolo că 15 egal cu R. Deci am clarificat că numărul de egal, de egal cu numărul necunoscutelor, putem afla termenii. Putem afla necunoscutelor. Da. Dacă numărul de egal e mai mic decât numărul necunoscutelor, atunci nu-ți mai pune problema să afli, ci eventual o relație. Da. Aici, inspirația asta, tu ai văzut la pătrat, pe pătrat și te întrebai cum să află. Păi, ori de care la pătrat toată egalitatea asta, adică zice 225 a pătrat, plus egal 144 b pătrat, egal 100 c pătrat, și cum afli pe a pătrat și b pătrat, tot așa trebuia să plătesc cu un r, valoarea raportului și te duceai și la r pătrat aici. Și când aflai pe r, te întoarci înapoi. Ar fi fost 120 la toa. Da? Sigur că a fost destul de complicat. Da? Deci trebuie să fii inspirat în exercițiu. Da. Acum, să vedem încă un exercițiu la care vreau să te întrebuințez repede. Știind că asupra B plus C plus D, B plus C plus D, este egal cu B supra A plus C plus D, A plus C plus D, și egal cu
Ce supra? Ce supra? A plus B plus D. A plus B plus D. Și egal cu D supra A plus B plus C. Știind asta, știind această egalitate, atunci A mare egal cu A plus B supra C plus D egal cu B plus C supra A plus D și egal cu C plus D. Nu e egal. Și plus încă nu trebuie să spun. Deci asta plus asta plus asta plus C plus D supra A plus D și este egal cu B plus D supra B plus C. Nu e egal. Și plus asta. E, aparțin numerul natural. Păi, este foarte ușor pentru că mai înseamnă acolo că avem A supra B plus C. Așa. Egal cu B supra... Vom aduna la numărător numitorii. Da. Și după aia vom afla că A egal cu B egal cu C egal cu D. Da. Și de aici problema e rezolvată. Și având așa ceva... Păi o să fie... Numărătorii egal. Da. Și va veni egalitatea asta cu asta. Da, și cu aia. Și deja acolo o să fie A plus B supra... Deci se pune problema... Oare se pune problema să aflăm valorile concrete? Nu. Deci nu se pune problema pentru că... Păi, dacă ne gândim A plus B supra C plus D plus B plus C supra A plus D plus C plus D supra A plus D plus B plus D supra B plus C egal cu 4. Deci așa sper tu să fie, da? Și 4 este un număr natural. Natural. Așa crezi tu că trebuie să dea. Acum, nu știu eu dacă așa se va întâmpla, dar tu ai îndrăznit să pornești pe exercițiu, numai că avem câte valori de egal acolo? 4. Nu, aici câte valori, în data de relația inițială? 3, nu? 3. Deci nu putem A, B, C și D aici, da? Deci nu putem să aflăm numele. Nu putem să aflăm numele. Și atunci, vei afla ce? Vom aduna un numărător numitorii. Și îndată vei avea același numărător. Da, și de aici ne obligă. Da, de acolo A, A plus B, A egal cu B egal cu D egal cu C. Deci ăstea doi egal, da. Ăstea doi egal și ăstea doi egal, da? Așa poți, ăstea doi egal, da. Ăstea doi egal și ăstea doi egal. Trei adică relații. Tot ai trei egal. A plus B plus C plus D sunt egale. Și egal între ele? Da. A plus B plus C plus D este același lucru numărător. Da. Și atunci tu egalezi pe ăstea. Și când egalezi pe ăștia ce apare și ce o să duci și B plus D egal cu A plus D. B plus D. B plus D avem cineva? Da, B plus D. Ultima relație. B plus D egal cu A plus D. Da? Ia, hai să faci, ai curaj să ieși la tablă să faci? Bine. Hai bun, hai să facem și așa o chestie, da? Deci, ai sus, te apuci și zicem. Da. Păi îi spui, din asta rezolvăm. Cum scrii? Deci o scrii din nou pe A. A. A supra. Ah, am uitat. A supra B plus C plus D. Egal cu C, cum egal cu B. Supra. Supra A. Plus C plus D. C plus D. Egal cu ce supra... Ei, vezi, trebuie să scrii corect. Deci egalul totdeauna trebuie să fie în dreptul în față. Așa trebuie să scriu. Asta e foarte important. Da. Altfel egalul apar așa irea. Poftim bancă și facem următorul lucru. Ia continuă tu, Eli, și ți-o vorbim din bancă, da? Da, ok. Hai. A plus B plus C plus D supra... B plus C plus D da. Egal cu A plus B plus C plus D supra A plus C plus D egal cu A plus B plus C plus D da. Supra A plus B plus D